sunt Natalia Cheptenea. Aici vorbește Moldova, în acest platou, deci în oameni și istorie care fac să vorbească o țară întreagă. Gheorghe Guțu din Ciuciuleni își amintește cu amărăciune cum s-a dus în Rusia ca să câștige un ban. Eu cam jos, avem clăbășiunci, stai în cadești acasă. Bărbatul povestește că în Rusia l-a chemat vecinul său Ion, care i-a promis că acolo va avea un loc de muncă bine plătit. M-am gândit și eu că să mă duc să fac o capie, pot să-mi direct 1000 de euro pe lună. O că dacă nu, o că dacă depinde de abie, de asta, mai mult dacă faci, mai mult în metrajul, mai mult ați fi. Când a ajuns în Rusia, însă, Gheorghe și-a dat seama că promisiunile vecinului erau departe de realitate. Dar în cucioarele cât o bătut în minte, au bătut zdravă, pentru că când am intrat acasă, de data am închicat în bunița și nu ne-a dat pașaportul până în ultima zi, când am închicat eu, când m-a pălit el. După o lună de teroare, Gheorghe Guțu spune că a izbutit să scape de mâinile vecinului său Ion și să revină acasă. Chiar dacă au trecut 8 ani de atunci, Gheorghe nu-și poate ierta consăteanul care a vrut să facă un rob din el. El m-a bătut așa într-așa stare, că stau des la bolniță, capem și apoi mi-ai vrei, mi-i revin și ia. N-au tot viață, nu mă închid eu, adică trebuie să mă închid, nu? Ce spun alte presupuse victime despre bărbatul pe care îl acuză Gheorghe Guțu? Cum răspunde acesta acuzațiilor, dar și ce versiune are el despre cele întâmplate? Aflați astăzi! Soția lui Gheorghe Guțu spune că acum 8 ani s-a bucurat mult când a aflat că soțul ei și-a găsit un loc de muncă în Rusia. Femeia povestește că a sperat că banii câștigați acolo le vor ajunge pentru întreținerea celor 7 copii ai lor. Astăzi însă ei sunt nevoiți să meargă prin instanțele de judecată pentru a-și căuta dreptatea. Olga a venit în această seară la noi să-și susțină soțul. Să o încurajăm! Bună seara, Olga, bine ați venit. Bună seara. O mămică, 7 copii. Frumoasă. Eu vă mulțumesc că astăzi ați venit la noi să vă susțineți în primul rând soțul, să vă spuneți povestea, una destul de tristă, din câte se pare. Credem că aici o să găsim rezolvarea problemei noastre, fiindcă ne luptăm foarte de mult timp cu problema dată și nu am găsit niciun răspuns până acum. Și credem că la dumneavoastră vom găsi soluția. Mi-mi pare foarte rău că noi ajungem să fim ultima instanță în această țară și, pe de altă parte, mă bucur că dacă aveți încrederea în noi că puteți să găsiți aici soluția în acest platou, sper să o găsim foarte mult. Sperăm, fiindcă aici la dumneavoastră vin oameni foarte competenți, foarte buni la suflet, care își pun sufletul ca să rezolve problemele cetățenilor din Republica Moldova, fiindcă sunt, da, foarte, problemele sunt foarte multe și foarte mari, iar experții dumneavoastră sunt oameni competenți și steruie să le rezolve. Vă mulțumesc, Olga, pentru aceste cuvinte. Vreau să ne povestiți cum a decis soțul dumneavoastră să meargă la muncă în Rusia. Știți, chiar asta eu nu știu cum soțul a decis, fiindcă asta a fost fără voia mea. Ei se întâlneau la magazin, la bar, cum se spune. Și într-o seară vine soțul și îmi spune: știi, dragă, eu cred că să plec peste hotare. Dar eu întreb, cu cine? Și dumnealui îmi spune, cu domnul Ion. Când mi-a spus, da, suntem dintr-un sat, soția lui cu mine într-o clasă învățat, el îmi spune cu domnul Ion, dar eu așa am rămas portret, îi spun, zic, știi, eu nu vreau ca tu să pleci cu dumnealui, fiindcă el nu e deci om de încredere. Deci să plece, v-ați bucurat să plece, că să plece, da, dar nu cu el. Numai nu de cu ce? El. Fiindcă el are o reputație, cum avea și are în sat o reputație nu foarte bună. Chiar și atunci? Chiar și atunci, da, fiindcă a mai făcut probleme în sat, cum s-ar spune. Dar de ce atunci soțul dumneavoastră a avut încredere? Nu știu de ce, fiindcă domnul Ion e dintr-un sat cu unde era căsătorită sora soțului și ei s-au întâlnit de acolo, să știau din sat și el a spus, eu o să încerc. Ei, dacă vrei tu să încerci și nu vrei să mă scoți, du-te. Și s-a dus. Dar mă gândeam și eu, zic, măi, poate omul se mai schimbă, da, poate și face milă, că avem mulți copii mici, toți care la școală, care la grădiniță, trebuie încălțați, îmbrăcați, poate n-a să-și facă și cu noi păcatul să ne amăgească. Da, tocmai așa și s-a întâmplat. Ce muncă trebuia să facă soțul dumneavoastră acolo? Știți, munca le-a promis deodată că se vor duce să pună gazon, flori, mă rog, lucruri ușor.
Când a ajuns acolo, soțul mă sună la vreo două zile și îmi spune, știi, noi am ajuns, dar nu lucrăm în domeniul unde el ne-a dus. Ne-a dus la stroică. Ei, la stroică, la stroică. De-am tai și tu și rabdă dacă te-ai dus, da, și poate la stroică mi-ai plătit, zic, din cât el v-a promis. Ei, după ce mă sună domnul Ion pe mine, pe Skype, și îmi spune, el așa e blând la vorbă și vorbește, știi, soră, dar bărbatul ăsta tău nu mă ascultă, s-a dus de la noi, îmblă de-a dracului, nici nu știu ce face el, nici nu știu pe unde el. La vreo două zile după ce mă sună domnul Ion, apare soțul acasă. Bătut, cu capul spart, cu nasul rupt, cu într-o situație fără haine, fără nimic. Eu aș dori să cunosc bună seara, dacă soțul dumneavoastră când a plecat singur sau cu câteva, cu alte persoane din comunitate? Nu, au fost persoane din sat, i s-a dus un grup mare, da, un grup mare. Și la întoarcere doar el a revenit? Da, atunci când l-a bătut, el a venit singur, băieții au venit pe urmă. Este o istorie parcă luată dintr-un film rusesc, într-adevăr, și chiar mi se ridică părul acum de așa situație, să în 3 săptămâni să fii bătut și să vii acasă pur întâmplător. Sunt curioasă să mă întâlnesc, să văd acest soț al dumneavoastră în ochii lui, să văd acel curaj prin care a trecut dumnealui. Va intra imediat în platou. În această seară aflăm povestea lui Gheorghe Guțu, de 51 de ani, din Ciuciuleni, Hâncești. El se plânge că a fost ținut în sclavie de către un consătean al său. Mai devreme, soția lui Gheorghe ne-a povestit că cel care i-a promis soțului ei un loc de muncă în Rusia l-a bătut fără milă și nu i-a achitat un ban. Astăzi vom auzi și o altă persoană care afirmă că și ea a fost amăgită de către Ion. Dar mai întâi să-l auzim pe Gheorghe. Gheorghe, vă așteptăm! Povestiți-ne, vă rog, soția dumneavoastră mai devreme ne-a spus că, practic, timp de o lună ați fost ținută în sclavie, da, acolo. Da. Bătut, fără hrană, fără bani plătiți, pus fără la muncă. Fără pașapoarte, fără documente. Fără documente, fără nici măcar o șansă să plecați de acolo, nu da? Nu avea nicio șansă. Cum ați reușit totuși să scăpați? Pe mine m-a bătut și mi-a stat rău, m-a dus la bolniță acolo. Câți oameni v-au bătut? Că nu sunteți chiar un om îl poți lua la bătaie ușor. Noi eram acolo mai mult, nu eram la noi. El avea brigadă, 38 de oameni. Toți moldoveni? Toți moldoveni, da. În Drochea, în Șoldănești, erau mai multe brigăți care i-au dus tot el. Dar în afară de asta aveți și frații lui și cumnații lui erau 16 de-a lor. Aha. Și ei nu lucrau, numai pe noi. Stăteau din urma noastră și tot ne fugăreau. Hai la lucru, hai la lucru. Dar bani de primit primeau și ei. Ei primeau bani, da. Și când ați înțeles că, de fapt, lucrurile nu stau chiar așa cum v-a promis Ion acasă? Mie mi-a stat la o săptămână de zile, că el de acasă mi-a spus că să fie trai bun, să trăim într-o obșijite, mâncare 3 ori pe zi, când acolo am ajuns pe pus în niște vagoane. Și la o săptămână de zile am început să-mi spun, dă-i pașaportul că să mă duc acasă. Nu cerem bani, nu cerem nimic. Așa poți, mă duc acasă. Dar nu vă aranjau condițiile sau? Nu, condiții nu ne aranjau, că era, nu avem traiul și mâncarea, nu era nimic acolo. Cu ce vă hrăneau? Nu, goroc nu mai ieșim. Goroc dimineață, goroc seara și la muncă. Dar spuneți-mi, vă rog, dar până atunci ați mai plecat peste hotare? Am mai fost. Ați mai văzut cum se lucrează acolo? Da, că da, nu da, e da. Uns cum ieri, nu? Am fost, am lucrat. Prin tot în Rusia am fost. Am lucrat, dar nu așa ca cum a fost cu dumneavoastră. Dar care a fost diferența, iată, ca să ne explicați? Acolo unde am mai fost, de multe ori am fost la Rusia, nu ne luau documente, nu luau nimic, dar aici deodată, cum am ajuns, ne luau documente, cum ne-am ajuns cu rutiera. Ăsta a fost primul clopoțel care da, v-a da. Deranjat. Și noi, ne luau documentele, noi în fiecare zi, eu întrebam, unde sunt documente, dă-ne documentele, văd că e registrare, ne fac registrare, că sunt în miliția, să nu iei miliția de acolo. Dar vineau miliția în fiecare zi, ne fugăreau. El vine și ne cumpărau, ne lua înapoi de acolo, el știa cu miliția acolo și făcea el, nu știu, chiar de mai mulți ani acolo lucrează, lucra acolo. Seacă, vine, azi ne lua, știu jumătate de oră, el vine și ne lua de acolo la miliție, ne închide la miliție, vine și ne lua și ne duce înapoi la lucrurile. Colegii mei au pregătit un subiect despre familia voastră, haideți să-l vedem. Olga Guțu este a doua soție a lui Gheorghe.
Din ambele căsnicii, el are 7 copii. Cel mai mare copil al lui are 29 de ani, iar mezinul 12. Bărbatul povestește că mereu a lucrat mult pentru a-și întreține odraslele. Soția nu zice, dar și tot trebuie, eu m-am dus să fac bani. Gheorghe spune că în 2003 a avut nevoie de bani pentru a achita studiile fiicelor sale. M-am gândit la fierile, zic, una asta, a intrat la medicină și trebuie contractul de plătit. Și acasă, și una la asta, a intrat la drept și iar trebuie contractul plătit. Zic, că de asta mă gândeam pentru copii. Zic. Bărbatul se plânge că după ce a revenit din Rusia, i s-a stabilit invaliditate de gradul 3. Eu am în pensie, 700 de lei, cu tot contele, compensațiile. Și soția, mă duci, că soția n-are de lucru, soția îi pui angajat la birjă, să aibă grijă de mine. Să ne spuneți, până a plecat dumneavoastră în Rusia, în ce relație erați cu acest consătean vecin al vostru? Foarte bune. Ne întâlneam pe drum, vorbeam, ne salutam. Eram foarte bune relații. Pentru că Olga mai devreme ne spunea că ea deja știa de Ion numai lucruri rele. El, nu, poate pensat avea rău, el cu rele, dar eu nu aveam nimic. Eram venit în sat și noi îl preștiem pe dânsul și pe persoana el. Și părea de treabă. Da, eu părea de treabă. Așa. Eu așa m-am gândit că el, dacă spune că el duce brigăzi de mulți ani împreună încolo, m-am gândit și eu că mă duc. Dar n-ați auzit când încă erați acasă să vă spună altcineva că uite ce am pățit eu cu dânsul? Nu. Nu, n-ați auzit. Nu am auzit. Și atunci când ați ajuns în Rusia, cum s-a schimbat, nu știu, relația cu Ion sau el, comportamentul lui? Noi când am ajuns în Rusia, el de acasă, când ne-am dus de la mine la poartă, când am pornit, el ne-a spus că tu ești lucrezi cu mine, nu te temi ca să fii bine, tu îți că lucrezi bine cu stroică, la jucător, cu bani plătiți, îți primești mai mult bani ca Irland. Și am zis că bine, și acum am ajuns, am trecut vama la Ruș, deodată nu la pașapoartele și am început ceva că este. Eu de acolo am vrut să mă întorc înapoi și văd că nu, văd că ne ducem înainte, cu așa și tăi bine, și tăi bine. Când ați mâncat prima bătaie și de la ce de fapt? Prima bătaie am mâncat-o la o săptămână de zile. La o săptămână de zile. Eu am zis că nu mai ies la lucru, dați-mi pașaportul, că eu mă duc acasă și nu am vrut să ies la lucru. Și el atunci nu vrea să-mi dea pașaportul și eu m-am dus la un uzbec, era un uzbec acolo în parc, am cerut pașaportul, asta telefonul și am spus să-i acasă. Și am spus să mă ajute să ajung acasă. Și ei atunci au zis că dă-mi numărul lui, dar eu știe numărul lui domnul Arhire. Și-a dat numărul soției și mă tinge a sunat soției, ori el i-a sunat soției, nu știu cum. Și nu și-a spus lui soția că eu beau, mă împăcat, eu nu servesc de o grămadă ani, nu servesc. Și el a zis că nu vreau să lucrez, nu știu încolo, dincolo. Și spun, dă-mi pașaportul să mă duc acasă, eu nu vreau bani, nu vreau nimic. Eu mă duc numai așa, dați-mi pașaportul să mă duc acasă. Și nu vreau să-mi ieldeie și mi-a ținut așa. Până când eu am cat cu tătul, dar mi-era rău, că din cinci și mai rău. Dar de ce vă era rău? Eu m-am pălit cu băzi de ăsta de testolit în cap. Și m-am anunțat acolo, venit, îl chemat salvarea, m-am luat salvarea și m-am dus acolo la bolniță și le-a spus că trebuie să stau la bolniță, numai că și eu puțin, o zic, 12 zile. Ați avut comoție sau ce? Ați avut comoție cerebrală? Zatrisenie. Da, comoție cerebrală. Și eu spus că trebuie să stau, zic, măcar 12 zile în spital și eu spus suma de bani și zic, atâta bani, zic, nu plătești. Și m-am luat înapoi, mi-a făcut două injecții și am venit înapoi la vagoane și așa. Atunci țara mi-a stat rău. Și el mi-a dat atunci dimineață, a uitat la mine și a zis că o prietenă de-a lui, că el trăia acolo cu dânsul, îi spune și că lui rău, mă înveț să schimba cu tot pe față. Și el atunci mi-a dat pașaportul și m-a dat pe poartă acolo, la musorcă. Și acolo m-a găsit un șofer care m-a dus de la... O a dus o brigadă la tot acolo la lucru, de la Moldova. Gheorghe, scuzați-mă, eu o să vă întrerup, dar a zis că ați mâncat mai multe bătăi în această lună cât ați stat acolo. Nu ați încercat să vă adresați la poliție? Nu m-a adresat. Sau... Acolo, la poliția din Rusia. M-am dus la poliție, la DPS, să stau cu mine. M-am dus acolo și când, într-o dimineață tare, era orele 4 dimineață,
M-am fugit la poliție, zic, să ne iei pașaportul, vin acasă. Și m-am dus, când deodată poliția a zis, ce e acolo, mi-a spus, zic, mergi, m-am ușit, luăm măsuri cu dumnealui. O zic, da, sunteți mulți? Zic, da, suntem mulți, zic, suntem acolo. Câini mari, niște mame de câini mari erau, gardurile înconjurate, nu putem să fugim de-o. Dar am sărit pe un gar și m-am dus, am fugit. Și o mă zic, trei polițiști o mă zic cu mine, și o zic, acolo și-ați luat măsuri cu dumnealui. Și omul ăsta mă până acolo, domnul arhierei, o ieșit din vagon cu o mână de plină de ruble și o dat mâna cu un polițist de ceala și o zic, dobre, otru, cum a zis acolo și o zic, bine, și mă întreabă pe mine, zic, dumneavoastră la ce ați venit? Eu zic, la lucru m-a luat. Tata, o zic, du-te la lucru, zic, la știe, la știe. Deci pur și simplu așa, i-a mituit și ăștia s-au întors și-au plecat. S-au plecat, da. Este greu să vă ascult. Văd că vă dau și acum lacrimile. Îmi dau seama acolo să rămâneți singuri printre... Nici pui și al de șarte să-mi tragă ce-am tras eu acolo. Spuneați că atunci când ați revenit în Moldova, ați ajuns la spital, da, aici. Da, da. De ce? Nimic mi-a stat rău, de pe litura aceea care am luat-o la dânsul la casă. Mi-a stat rău și... Am chemat Savarea și m-am luat și m-am dus la noi, la bolniță, la un oraș, la bolniță. Și am stat 14 zile la noi, la bolniță. Deci a avut urmări acea comoție cerebrală pentru dumneavoastră. Da, acum, da. Cum vă simțiți? Da, da. Era scris că e asta, am avut, cum se zice, zătrisenie. Nu știu cum am luat. Acum v-a trecut? Mi-a trecut, da, cu de aproape, dar tot sufer, mă amețesc în soare, nu poți sta în soare. Oricum, nici da, acum. Da, tot, nu poți sta în soare. Cum stau în soare, cum așa, mă doară cap. Le-ați spus cu colegilor mei că tot atunci când ați ajuns acasă, ați nimerit la spital, după asta ați fost și v-ați plâns la poliție. Da. Aici, deja, în Moldova. Ce v-au zis oamenii legii? Poliția mi-a spus că să mai dăm marturi, care au mai fost acolo. Și eu, când eram acolo la lucru la Moscova, niște oameni la Drochea, avem numerele lor de telefoane. Și le-am dat numerele de telefoane la oamenii. Și le-am dat mie. Și eu le-am dat la domnul anchetator de la Cincești, i-am dat numele și ei l-au sunat, i-au sunat pe domnii cei la Satoșuri din Drochea, care a fost cum i-au adus. Și eu chemat pe dâns și ei tot așa, pe dâns și deci bătut. Deci ei au confirmat povestea, da, dumneavoastră. Da. Și eu scris tot așa, cum a fost, cum îi bătea, cum a bătut pe mine, tot. Dar spuneți-mi, vă rog, vecinul Ion ăsta, el a revenit și el din Rusia sau nu? Da, el vine la o săptămână, el vine acasă. La săptămână vine acasă. Așa. Când dori, atunci vine. Ați avut ocazia să vorbiți cu el după ce ați revenit de acolo? După ce venit el din Rusia, eu vineam din oraș, vineam cu soția. El vine la piață, cum zici. El vine înainte, noi și noi ducem tot pe piața aceea. Și el îmi spune, stai să-ți dau banii și ea. Și încolo îmi dădea 5.000 de rubli rusești. Cum eu m-am lucrat pentru 5.000 de ruse, Zic, nu trebuie nici acel capic. Și nu am luat acel capic nimic. Și atâta. Am mai vorbit cu dumnealui și apoi... De atunci n-ați mai vorbit? Nu, vorbesc. Dar vă întâlniți în sat? Ne întâlnim în sat. Și atunci ce faceți? Acum, când a fost ultima ședință, ne-a chemat la Chișinău, aici, la... Cum ziceți, la Buicani. Ia ca și la Buicani acum, când a fost la ședință, el și la ședință s-o sculat și când îl pălie, la ședință, o zis că el mă pălească. Și eu îi spun, domn procuror, dumneavoastră, vedeți și ce spune... A, el acolo v-a amenințat, da, ca muște? Da, și aici, la procuratură m-a amenințat. Dar s-a schimbat, dar nu știu cât procurori am de când ducem dosarul ăsta. Vine un procuror altul, vine altul, tot așa schimb. Eu nu știu numărul cât procurori am până acum. Și am domnul s-a schimbat altul. Eu vreau să spun că ați avut încă mare noroc, ați scăpat. Doamne ferește, poate dacă mai stăteați acolo, cine știe cum vă aduce acasă. Și ceilalți nu știe ce mai suportă. Dar vreau să vă întreb, are copii, domnul în cauză? Are copii, are familie? Are o fiică, înfiată. Înfiată, o fiică. Și vreau să spun una, mai rugați-vă la Dumnezeu că toate la timpul lor or să le arăt și lor. Să nu credeți că ei duc o viață mai bună. Dar îmi pare rău că ați nimerit în așa situație, crezând că o să ajutați copiii și ați
purta dumneavoastră. Părere. Domn Gheorghe, am și o întrebare. Deci am ascultat poziția dumneavoastră, e foarte, mă rog, interesantă, pare a fi destul de credibilă, totuși aș vrea să cunoaștem cu toții, deci care a fost totuși motivul bătăii? Unicul motiv a fost pentru faptul că ați dorit să plecați acasă? Da, sau da. Au existat alte neînțelegeri? Sau poate au existat acasă pretenții privitor la calitatea muncii prestate, sau a fost un conflict personal între dumneavoastră și domnul Ion? Adică ca să cunoaștem rădăcinile, de unde se trage acest conflict. Nu, n-am avut niciun conflict, nimic. Eu numai când cerem pașaportul, îți vin acasă. Fără pașaport nu ne lua nimeni, nici nu s-a uitat la noi. Dacă avem document, cu mine mă luau. Iaca, cum a venit atunci, m-a luat așa, că m-a găsit șoferul și ăla care la... El nici nu știu de unde, că a fost el aici la... O scris, că m-a găsit la o musor, că bătut, tăt, o scris omul. Dar eu n-am avut niciun conflict cu dânsul, am avut relații, cum vă spun, bune. Dar el când a început eu să cer pașaportul, el atunci a început să mă izghească. Și eu i-am spus, și mă izghetești, și eu sunt la tine, eu sunt om, nu știu, dă-mi pașaportul, mă duc acasă. Și el atunci a sărit, a început la bătaie, la lucru, la lucru, că nu-l dau pașaportul, când am să vreau eu atunci să dau pașaportul, nu când vrei tu. Eu am avut noroc. Mulțumesc Domnului că s-a găsit șoferul de la moldovan, care v-a adus o brigadă și m-a luat. Când eu i-am spus că n-am bani la mine, dar eu în Chișinău, zic, ca să-mi iasă soția, și ați văzut, vă machet cu rubli, zic, luați, mă rog. Ei m-au uitat la mine, eu eram murdar, eram numai sânge, ei mi-au luat o părere de șalderta de șorte și o părere de șliompanță și o maică. Ei m-au îmbrăcat și m-au spălat la iar acolo un grant, m-au spălat din șort, lângă magazin. Și m-au luat. Și că nu cumva spui la vamă, că ieri bătut, cum copia poți să spune. Și ei m-au adus până la ei. Moldova și... Gratuit el, v-au gratuit, adus, da, să vă ajute. Da. Vreau să menționez pentru toți care vor privi această emisiune că cetățeanul nostru, din dorința de a-și asigura familia, este gata la orice. Iar aceasta nu înseamnă că celălalt care s-a folosit de persoana dată trebuie să scape basma curată. Trebuie de mers până în pânzile albe și de solicitat pedeapsa la maxim. Dar noi, cetățenii, înainte de a lua o decizie, să ne documentăm și să mergem doar pe cale legală. Ori suntem puși în situația că ne putem pierde viața. Mâncare nu pe era, lucrul nu ne fugărea cu bățul, lucrați mai repede. Până acum mai bate încă în timpul ăsta cât merge... Da. Pune mașina lui. Nu, odată acolo la poliție. Eu sunt sigur că el n-a fost reținut. Să îmblișele și bote până la genunchi și în mână putem scoate cum două mâini, scotem cebota din mână și la urmă... El mi-a spus că tu ai să lucrezi cu mine, nu te temi ca să fii bine, când acum am ajuns pus în niște vagoane. Și la o săptămână de zile am început să-mi spun, dă-i pașaportul că să mă duc acasă. Eu m-a pălit cu băzi de ăsta de testolit în cap, prietenă de-a lui care îl trăia acolo cu dânsul. Îi spune și că lui, eu mă vezi să schimba cu tot pe față. Și la atunci mi-a dat pașaportul și m-a dat pe poartă acolo, o musorcă. Băi, stai să-ți dau banii și ea. Și încolo îmi dădea 5.000 de rubli rusești. Cum eu m-am lucrat pentru 5.000 de rusări, 1.000 de date rusări? Zic, nu trebuie nici o capică, și nu am nicio capică nimic. La Buicane acum, când am fost la ședință, el și la ședință s-o sculajă. Și când te pălie, la ședință, o deschid să mă pălească. Vine un procuror altul, vine altul, tot așa schimb. Eu dar nu știu numărul cât procuror am până acum. Și am domnul să schimbat altul. Reamintesc că în această seară discutăm despre Gheorghe Guțu din Ciuciuleni. Bărbatul povestește că acum 8 ani vecinul său i-a propus să meargă la muncă în Rusia, unde i-ar fi promis și un salariu de 1000 de euro pe lună. În realitate însă, Gheorghe spune că vecinul său îl împunea să muncească, îl bătea și nu-i dădea nici măcar de mâncare. Peste o lună, bărbatul a izbutit să revină acasă, unde s-a plâns la poliție pe consăteanul său. Și, din câte se pare, nu este singurul care ar fi suferit din cauza vecinului Ion. Constantin Popa afirmă că și el este victima aceluiași personaj. Să-l întâmpinăm.
Constantin, bună seara, bine ai venit la noi. Bună seara. Să ne povestești cum tu ai ajuns să lucrezi cu Ion. Prima dată am fost de una singură, nu știam pe Ion, cu doamna. A doilea oară. Dar voi sunteți din același sat, din Ciuciuleni, da. Ești? Da. Așa. Îl cunoșteai până atunci pe Ion? Da. Ce știai despre el? Ți era un om de încredere? Eu eram un prieten bun. Și ne-a propus la lucru pe știuătare. Prima dată am fost cu el, ne-a plătit, ne-a dat toți banii, tot. Tot ok. A doilea oară m-am dus, a fost... ne-a zis că ne ducem la făcut, sădim flori, măturăm și am ajuns la stroic. Ne-am dus acolo la stroic, mâncare nu prea era, nu prea ne hrănea. Lucrul nu ne fugărea cu bățul, lucrați mai repede, lucrați mai repede. Chiar cu bățul? Da, îmi spune, lucrați și ședeți. Și după aceea ne-a dus la, la altă parte, la, la făcut parcuri, ne-a dus la, într-un sat mic, era distrus cu tractorile și noi ședeam acolo, trăiam în, în pălăci, în șibote, dormeam noaptea, deci nu ne spalam, nu era nic, și noi toți împreună am făcut baie, am făcut tot acum. Și am stat 4 luni de zile. Ați fost plătiți? Nu, numai prima lună de zile. Ai luat și tu bătaie? Nu, bătaie am luat. El cu măroala mai mult și cu bătă ne fugărea, lucrați mai repede, dar de aici ploua afară și în cibote, în plașturi, puneam bardiuri, fărmam căș. Și ție la fel ți-au luat actele atunci? Da, ne-au luat actele. La toți care lucram acolo, la fiecare luat actele. Mi-a fost spus că să dăi să facă documente, că tipa, ca să nu vii poliția să ne iei de pe loc. Și actele nu le-am întors înapoi. Tocmai la urmă, eu cu niște prieteni de-a mea spars ușa și am luat actele și am dat acasă. Doar așa ați, da. Ați izbutit? Da, așa, că noi de acolo am strâns metalom, am făcut bani de drum, am spars ușa și am dat acasă din banii făcut din munca noastră. Altfel, crezi că dacă așteptați, nu mai luați actele? Altfel, nu era posibil de stat acolo. Am venit în Moldova, s-a început scuze-mă, te rog, Constantin, dar câți oameni încă erau cu tine? Tu zici cu prietenii mei, am adunat Trei. Și toți trei ați fost aduși acolo de Ion, da? Da. De acolo numai noi trei, erau foarte mulți oameni. Cu Gheorghe vă cunoașteți? Era în aceeași perioadă? Da. Tu ai fost de față când Gheorghe a fost aruncat așa peste gard, bătut? Desigur că am fost de față, încă noi le-am ajutat. El le-a padat acolo încă un musăr, încă un gunoi, noi le-am ajutat. Dar voi când ați văzut toate acestea, voi între voi, ce ați decis? Prost, simplu, ședeam, el nu dădea voi. Auzea gălăjie, el venea și tășeți din gură ca și tot ghinii. Dar nu l-ați întrebat de ce ai făcut omului ceea ce... Nu le-am întrebat toți, dacă și-a suportat, nu vrei să lucrezi. Dar de fapt lucra, Gheorghe? Lucra de rângul nu. Trebuie bitunul, răsfor de rângul nu. Și de ce nu v-ați adunat în această situație împreună să ripostați, să vă opuneți acestor lucruri pentru sau acestei situații? El avea foarte mulți prieteni, druji, nații de-a lor, de oameni. Foarte mulți avem. Deci voi erați în minoritate, da. Practic. Era și fratele lui, și amanta lui, și femeia lui, era mult. Ai depus și tu o plângere la poliție pe numele lui? Da. Deja aici mă refer, da? Da. Și ce se întâmplă cu acea plângere? Nu s-a întâmplat nimic, pur și simplu m-a chemat de vreo 2 ore, am fost la poliție și tot așa au spus că ai să... Vii mâine, că vii poi mâine, tot așa. Ce am discutat, o lecțică și ieșam înapoi și atât. Și așa ani de zile? Da. Din 2014. Dar ce vi se spune? Cereți cuiva niște explicații? Nu știu. Nimic. Prost simplu vineam, ședeam de vorbă cu avocatul, cu toți împreună, toți. Ieșam pe ușă, tipa azi venim peste 2-3 zile. Iar venim tot așa, ședeam de vorbă, mă ducem iar acasă. Nimic, niciun folos. În ultimul timp, chiar am scris o cerere, că mai mult nu mai vin la dumneavoastră, că nu face dreptate, nu face nimic. Da, nu sunteți victime în același dosar? Da. La judecat acum, la Buicani, sunteți victime? Da, 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 da. Ce pedeapsă îi dorești, Constantin, acestui om?
Și să trag așa cum am tras eu, să îmbli și el în șibote, până la genunchi și în mână putem scoate cum două mâini, scotem cibota din mână și la urmă răcit, dormim pe balotă. Călcam aici cu ciorul, colo apa să ridica sus. Păi asta fix așa, dacă nu, sănătatea mea care am pierdut-o cu colo, lasă-mi ne întoarcă înapoi, dacă se poate el cumva. Ai cerut și recompensă de la el? Desigur că am cerut. Și? Nimic. Dar el ce spune? Tu cu el ai vorbit? Da, am vorbit și mi-e frică fiecare dată când mă duc prin sat, mă întâlnesc chiar la magazin, chiar prin colo, el pe ăsta ne spune cu, la mine cu pumnii, la mine la bătaie. Acum? Tipă, nu trebuie să faci așa, nu trebuie să mă dai pe la poliție. Deci el și acum te amenință? Desigur că da. Eu trebuie să-mi iau frica în sânge, să mă duc până la magazin să-mi cumpăr o pâine în dispecinală. Atâta timp cât dosarul deschis, el acum mai bate încă în timpul ăsta cât merge... Da, da. Și nu este un... n-aveți polițist. Nimic. Nici măcar se telefonează, spune la și situația. Dar voi de ce nu vă duceți la poliție în cazul ăsta? Yeah. Băiatul care, de care spuneți... Poate eu. Eu, dacă vă spun, ce folos ne ducem noi la poliție, dacă eu acum, nu de mult, noi am avut ședință, oricum zic, ședință la Buicani aici. Și noi la Buicani am întat la ședință, dar el cu advocata lui într-o parte, eu cu advocata mea într-o parte, și el a început acolo să spui, nu el, dar o adus un băietan, că noi nici nu-l știm, nici el nu a fost cu noi la lucrul acela. Uneam de-a lui și o zic că și ăla-i martor. Și el l-a întrebat pe dumnealui, eu zic că, dar tu știi, că ai fost cu dâns? Și zic că da, am fost, dar el l-a întrebat, nu mă tăiam, unde am fost, tu ai fost cu mine? De el zic că nu. Și zic că, da, domnul Arhiri, el duce acasă, când se duce Arhiri acasă, domnul Ionă? O zic că el duce în fiecare săptămână să vadă copilul și atunci l-am prins cu minciuna și m-am sculat în picioare și zic că domnul judecător, domnul Păun, Păun, el e judecător. Domnul Păun, îți poate o întrebare? Da, o zic că da. Zic, domnul Păun, ia îmi spuneți, omul ăsta e drept, ori eu sunt drept. Dar de când are el copilul ăsta? El acum, de 2 ani de zile, de când a luat copilul ăsta, l-a înfiat, dar el atunci avea el copil, zic, el nici nu avea copil. Și spune el minciuni. Și atunci, domnul judecător, îți cășat jos, că noi să luăm măsuri. Și nu s-a luat nicio măsură până și în ziua de azi. Numai ne ducem, ne așezăm pe scaun, stemule cu țică și eu vă duceți acasă, veniți mâine. O să veniți peste o săptămână, peste o lună, ia ca așa tot ne amână. Dumneavoastră, ce pedeapsă îi vreți? Eu îi doresc să-i întoarcă materialul ăsta, materialul urcel, zarplata care îmi trebuie, nu trebuie să-i întoarcă și Dumnezeu cu Dumnezeu, Dumnezeu e mare. Deci, în prejudiciu, material ați cerut de la da, el, în sumă de... La pedepsă mai departe, cum știe domnul. În ce sumă prejudiciu material i-ați cerut? Eu i-am cerut în la judecată și acolo am scris în sumă de 5.000. De? De euro. Euro? Da, da. De unde s-a... cum s-a format această sumă? Pe lucru și pe... iată, cum zici, pe bătaia asta care am luat-o eu și... Eu nu pot să-mi toate să-mi cheltuielile pentru medici, da? Probabil. Da, da pentru medicamente. În această seară i-am auzit pe doi bărbați care afirmă că au fost exploatați prin muncă și maltratați de către un consătean de-al lor. Ei povestesc că au îndurat chinuri grele din partea celui care le-a promis un loc de muncă bine plătit în Rusia. Noi l-am invitat în platou pe bărbatul pe care l-acuză eroii noștri. El a refuzat însă. Avem însă înregistrate câteva declarații de la el. Să le vedem. Atenție la ecran. A, el m-a dat la poliție, spui. Da, într-adevăr, noi am lucrat împreună vreo 200 mâini. Chiamă poliția la Hâncești. Tot eu sunt cu scris. Să scopus că noi am lucrat împreună. Când vrea că am lucrat împreună? Nu da, până la acolo. Întreba să vă brichez. Care brichez? Hai să mergem la loc. Adem împreună la lucru. Ia-ți acolo la lucru, el umblat, prin noroi, prin musări și cu sârmi, cu aluminuri. Cu dosul cineva a făcut document cu lucratul cineva și a făcut document că el a încăpat. Dar el a avut o păritură în cap. Mult, parte șeptă și nevalul bătut în cap. N-au tot vieți de mult mă închid eu, adică trebuie să mă închidă, nu? El spune că vrei să mă ușit, dacă vrei să te ușit de mult, te trecem pe așa. Și treaba mea că trebuie să te ușit, trebuie să o întreabă, dar și lui cu bătut. Moral ne ușir, 5.550 de euro. Nu, undeva, eu în viața mea n-am avut așa bani. Eu am lucrat, da, într-adevăr, am fost la Moscova. Mă rog, am de când mult. Dar la Moscova știu cum e, 300 de dolari, 600 de dolari lucram pe lună. Și nevala și la cale. Vieți că el are ruble, scoate banii în profesor, mai știu și unii lui în cap. Uite și minciuni, spune dumneavoastră. Astea sunt numai minciuni.
Ia că las nepoii la asta, cum îmi zice. Și să zic, deși cine spune minciuni, eu sau el? Se poate întreba. Dar să-l întrebați pe el când a venit din Moscova acasă. Eu eram, el a fost în Moldova. El și când s-a întors în Moldova, deam nu mai era în Rusia. El s-a întors din Moldova în Rusia, eu ne-am luat documente și am dat în Moldova. El s-a întors înapoi în Rusia. Când nu te la casă, în ce mașină nu te la casă? De acum. Unde e mașina lui? Nu, o dată acolo la poliție? Și o dată. Ca să iasă basma curată, unde e mașina lui? El vorbea în special de dumneavoastră, Gheorghe. Și spunea că nici măcar lovitura ce pe care ați primit-o în cap, el nu are nicio atribuție la ea, Doamne, că ați fost lovit în cap mult mai devreme. Așa am înțeles. Nu-i drept, Doamne ferește, lasă-mi mergem la testul ăsta, poligraful ăsta, așa spunem cine minciunos. Ziceți că spune minciuni, ce minciuni încă ați fi auzit de la el? Câte minciuni, el nu a spus nimic. Nu a spus nimic drept. Că asta, că el vine singur la mine la poartă, vine, soția nu-i dă de voie acasă și nu te duci tu cu tânsul și să-i legălești tu cu oamenii ăștia. Că așa și-o spus, mă scuzați, mă scuză și el că nu trebuie să zic țiganul, și te legi tu cu țiganii. Eu zic, mă duc să fac joc apic pentru copii. Și ea că el mă spune că eu mă duceam eu la dâns la poartă și mă rugam să mă duc la loc. Spuneți-mi, vă rog, în dosarul ăsta penal, sunt rapoarte de expertiză unde face legătura cauzală a loviturii cu cele invocate de soțul dumneavoastră? Da, trebuie să fie. Sunt rapoartele. Dar pe lângă rapoartele de expertiză, spus că sunt martorii toți, confirmă loviturile și bătăile. Da, se confirmă că asta, că e scris că da, medicii i-au dat la Cânciești, i-au dat la Cânciești. Aici la Cânciești au fost tăte, până ultima zi, când ne-au adus pe noi la 40 de ani. Prima dată de la Cânciești ne-au mutat la 40 de ani și anchetatorul ăsta, la procurorul de la 40 de ani, domnul Ruslan îl chema. El mi-a spus, luați și faceți o xerocopie la documente. Dar eu zic, dai mie și întrebete dacă eu nu mă țin jinovat cu nimic, spun tati băgălu. Și n-am făcut atunci xerocopie. Și el, domnul Arhirie, a luat și ia tot așa, fix astea minciuni au început să le spui și înține dosarul și ala și de acolo ne-a schimbat în altă parte și tot astea vorbe care vă le-au spus acum, tot astea le spune și noi nu mai înțelegem nimic de la dânsul. Câți oameni v-ați plâns în total pe el? Pe el? Sunteți doi, câți mai sunt? Acum vă spun, din Drochea erau 14 oameni. Drochea. Toți au scris plângere. Da, eu adus așa din Drochea, sărașii vin eu la Cânciești. La noi, la Cânciești, vin eu, ea că sunt polițiștii care o duc, anchetatorii sunt, care ei pot să declare și ei, că într-adevăr vin eu până la dâșii și domnul anchetatorul de la noi, de la Cânciești, le spune, stați afară, așteptați. Ei spuneau, măi, noi nicim la Drochea, noi n-avem cu cine duce. Sărașii stăteau și așteptau până... 14 oameni? Da, vin eu de la Drochea. Vin eu de la... Iar din satul vostru cât sunt? Din satul eu, ei din satul vecin. El și cu șalant, cum îi zice, cu... Deci mai este încă cineva, da, pe lângă tine? Trei? Da. Trei, nu știu. Cu noi trei. Da, cu unul, în afară de noi. Este o istorie tristă, dar din păcate nu sunteți singuri. Pentru că, nu știu, din câte văd naivitatea poporului nostru sau chiar nu găsesc explicații de ce oamenii pleacă. Adică eu găsesc explicații de ce ei pleacă pentru că nu sunt locuri de muncă și oamenii sărmani sunt nevoiți plece după o viață mai bună, dar viața nu e mai bună acolo decât la noi aici. Da. Și iarăși nimeriți în aceeași capcană și foarte mulți persoane, foarte multe persoane. Din 2015, procurorii din Hâncești investigează acest caz. Ei ne-au comunicat că bărbatul pe care se plâng eroii noștri este cercetat pentru trafic de ființe umane și riscă până la 10 ani de închisoare. Atenție! Au fost pornit în anul 2015 mai multe cauze penale în baza articolului 165 alinea 2 din codul penal. Cauzele respective au fost conectate și ea a fost suspendată. Ulterior a fost reluat urmările penale și s-a stabilit competența la Procuratura Hâncești. Adică cauza respectivă a fost pedeapsă în instanța de judecată, iar persoana vizată a fost pusă în vânăire în baza articolului 165 alinea 2 litera B și D. Procuratura Raiului Hâncești conduce la momentul urmării penale în privința persoanelor neidentificate. Pe lângă persoana vizată, organul de urmării penale consideră că mai sunt careva persoane sau cel puțin trebuie să verificăm dacă au mai fost implicate careva persoane.
Deci, după părerea mea, calificarea nu ar trebui să fie la alineatul 2, dar la alineatul 3, deoarece toate acțiunile sunt însoțite de violență periculoasă pentru aplicarea violenței periculoase pentru sănătatea omului, ceea ce pedeapsa este de la 7 la 15 ani. Eu aș recomanda eroilor să înainteze o plângere către procuratură pentru a solicita dosarul, pentru a agrava în vederea agravării învinuirii și completării urmăririi penale. Pe mine ce m-a pus în gardă că un dosar a fost clasat. Având atâția marturi, atâția victime, de ce? Citând de clasare este iarăși foarte surprinzător și suspect. Ori ne pune la îndoială că el este favorizat. Eu sunt sigur că el n-a fost reținut. Nu. Dar în perioada dată, el a plecat și a venit? Da. Da. El nici măsura preventivă de a nu părăsi localitatea și țara nu a avut. Domnul Gheorghe, sfatul meu e totuși să vă înarmați cu răbdare. Este un dosar foarte complex. Din câte ne-ați comunicat, este cu antrenarea la foarte mulți participanți. Și este pentru noi, juriști, avocați, este un lucru cunoscut că astfel de dosare durează foarte mult în timp, ani de zile. Atât? Da, din păcate durează foarte mult pentru că, din câte am înțeles, sunt cel puțin 14 părți vătămate, mai există o serie de martori, fiecare urmează să fie audiat. Odată poate veni careva participant, altădată din careva motive obiective nu se prezintă. Deci, pentru un astfel de dosar complex este un termen destul de normal, din practică, din păcate. Totuși, aș vrea să vă încurajez să credeți în făpturile justiției. Trebuie să rămânem optimiști și de ce nu, dacă persoana va fi, se va dovedi vinovăție, urmează să răspundă conform legii. Însă, totodată vreau să atrag atenția și asupra unei mari probleme care există, pentru că, deci, în cazul de față, da, într-adevăr, dacă este să credem eroilor noștri, pot fi întrunite elementele infracțiunii prevăzute de codul penal, trafic de ființe umane. Însă este o limită foarte subțire dintre o infracțiune și un ajutor care îl face un consătean altuia, pentru că fiecare cunoaștem, toți moldovenii care pleacă pe scutare, pleacă la sfatul unui prieten, unui coleg. Deci, noi trebuie să cunoaștem care a fost intenția domnului Ion când i-a chemat în Rusie, pentru că, de câte vedem, anterior, un alt erou al nostru a fost, i-a achitat salariul în modul cuvenit. Deci, noi nu putem cunoaște din ce motive, nu, în cazul de față, nu i s-au achitat salariile. În rest, urmează să stabilească organul de urmări penal și instanța urmează să determine dacă este vinovat domnul Ion sau nu. Asta este, din păcate. Pentru mine sunt într-adevăr eroi, pentru că ei și-au luat mâna în dinți, cu tot curajul au venit să spună lumii întregi despre durerea pe care o au. Pentru că foarte multe persoane, din păcate, se ciocnesc cu asemenea situații, dar tac și cred că, ok, poate e normal, nu am la cine să apelez. Sunt sigură că dumneavoastră o să câștigați cauza, dar vă spun care este motivul. Pentru că aveți un suport extraordinar de bun, sigur, și eu vă doresc succes, într-adevăr, să ajungeți cu bine la asemenea rezultat și, într-adevăr, cei care au, cred că, o frică, care s-au ciocnit cândva cu asemenea situații, că, într-adevăr, să veniți și spuneți lumii în voce cu glas tare, că, într-adevăr, sunt situații ca ceilalți să nu mai pățească. Și să facem, viața mai frumoasă la noi acasă. Vreau să vă urez succes și putere în dosarul penal pe care îl aveți acum în fața instanței de judecată și totuși sunt de părerea că calificarea nu este corectă. Eu aș dori să solicitați procurorului să retragă dosarul pentru a-l completa și în sensul agravării, deoarece toată acțiunea care a făcut-o Ion este însoțită de vătămări periculoase pentru sănătatea noastră, ori sunteți invalid, iar toate acestea sunt confirmate de către martori și sunteți... Ați spus că aveți și rapoartele de expertiză la materialele cauze și aveți și gradul, carnetul de invaliditate. Deci sunt sigură că trebuie să înrăutățim puțin situația lui domnul Ion și din alt motiv, să nu scăpăm termenul ăsta de prescripție, ca el să iasă într-un final, chiar dacă se va constata vinovăția lui, nu va putea fi atras la răspundere penală. Câți ani mai au la dispoziție? Dacă se până la 10 ani. Până la 10 ani? Și 8 deja, practic, sunt trecuți. Nu 8. Iarăși, suspendarea... 6.
6 ani. Suspendarea nu se calculează, așa, dar oricum o să mai dureze ședința de judecată. Vreau să spuneți că ați avut mai mulți procurori, acum s-a schimbat, cred că v-a adus și procurorul de acuzare, care nu are idee încă de tot materialul, da, care este... Da, acum l-a adus, nevastă l-a adus. Și asta eu consider că tot e o greșeală a sistemului, deoarece vine un procuror cu 3 foițe, iar dosarul este în judecată. Deci insistați și nu lăsați. 5.000 de euro, eu cred că e puțin, de iarăși dumneavoastră ați considerat că măcar asta, succese. Aici încheiem liniște și fac să vă doresc să aveți pe cei dragi mereu alături.